dumneavoastră suntem considerați etnie română? Că suntem moldoveni, sunt... Da, suntem o etnie română. Noi doar suntem... Noi suntem o țară. Pe noi nu împrăștiet, nu desfăcut. Cine nu împrăștiet? Nu rușii nu împrăștiet? Rușii nu împrăștiet. Și noi am fost sub conducerea lor. Ei pe noi nu i-a impus. Eu am făcut armata la Sovietski Soyuz. M-au încărcat, m-au dus, unii le-au trebuit lor de lucru. Nu, în Afganistan n-am fost, dar am fost, am lucrat cu nemții. Sunt multe așa de povestit. Și la mulți, când m-am întors, le-am povestit de irideu și că i-au și ei să-mi câștigi. Despre dumneavoastră, doriți reunirea cu România? Da, trebuie și eu, dacă suntem o țară. Suntem o țară. Ați fost în România? Ați vizitat? Părinții în ea, eu n-am fost. Dar părinții în ea au frați în România. Pe vremea și când eu împrăștiet, ei au rămas separați. Oricum să zice, poate eu răvorbesc. Dar pe dânsă eu despărțit. Pe așa la frate, l-au dus acolo, l-au apucat acolo, au pus grăniță, ori și-au făcut, cum o închis. Nu știu, n-a fost pe vremea ce. Suntem aici în satul Hădărăuț, ia trebuie să vedem. Considerați că vorbim în limba română, corect? Da, eu s-o cont că vorbesc. Până mâine eu spus că sunt moldovan. Dar eu știu că de-a mă înțeleg că sunt român. Eu am copii, am nepoți, am fete, am fost la școală și m-au prins. Am întrebat, mă ta pot citi ca să controlez eleva, dacă e fată, așa zice pe vremea. Copțilul tău poți să-l controlezi? Cum el scrie, cum el învață. Dar eu am rămas uimit din cauza că nu înțelegem buchile astea, că le-am învățat rusești. Că noi atâta ne-au bătut la cap, că noi ne-au distrus. Cum adică le-am învățat rusești? Copiii au învățat în limba maternă? Eu am învățat rusești. Pe vremea mea când m-au luat. Dar copiii am când am rămas eu cu copiii în ei să-i cresc. Gata, trebuie de învățat limba română, cartea asta. Butile astea eu le greșesc cu greșeli, că nu-l pot face... Litere, alfabetul. Litere. Alfabetul latin. Nu... Alfabetul citesc, 100%, da, că și văd scrie, ca să-i de tipar. Da. Dar când faci cu... Cu scris în mână e mai greu. Gata, nu pot, mă încurc acolo. Ați fost deprins de grafia chirilică? Și acum pe noi atunci ne-a impus și ne-a adus la ăștia că noi trebuie să fim așa, cum doreau ruși, cum dorea. O doreți mama mea, tata meu, părinții mei, nu au fost. Au fost, i-au dus. Am înțeles. Și unirea cu România este pe o dorință imediată, corect? Da. Trebuie să fie că eu nu știu cât am dus. Eu am 64 de ani, vârsta mea. Eu nu știu să mai trăiesc, dar eu am copii, am fete. Fetele au copii. Unde se duc ei? Trebuie să meargă împreună cu lumea. Corect. Bine, vă mulțumim pentru interviu.